Bun găsit în episodul de astăzi, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre romanul Gabrielei Adameșteanu, Provizorat. Ediția pe care o am în față a fost publicată la editura Polirom în anul 2010. Gabriela Adameșteanu, un nume cunoscut iubitorilor de literatură, se naște în 1942 la Târgu Ocna, și este cunoscută, printre altele, și pentru activitatea sa de eseist, jurnalist și traducător. Romanul Provizorat, din păcate, este unul greoi, învechit, cu un stil împiedicat și o poveste previzibilă care bate pasul pe loc. Acesta este un roman care miroase a naftalină. Despre ce e vorba aici? Soția universitarului Petru Arcan are o aventură de lungă durată cu Sorin Olaru. Povestea se desfășoară pe fundalul ultimelor decenii ale comunismului românesc, dar există și inserții care povestesc întâmplări din anii 50. Avem aici de-a face cu ariviști, activiști semi-analfabeți, intrigi, ofițeri de securitate și, desigur, viața grea a omului de rând. Din păcate, nu de puține ori, naratoarea iese brutal din cadru și anticipează prin câteva fraze căderea comunismului și soarta soților Ceaușescu. Timpul poveștii este fracturat brutal prin aceste intervenții pe care cititorul le simte ne la locul lor. De multe ori, naratoarea își abandonează povestea și personajele, face o buclă narrativă și se întoarce apoi senin, brusc, brutal la poveste. Aș vrea să vă citesc un pasaj al acestui roman. Când scăpa din clădire, în lunile cât a fost plecat Petru, Letiția a hoinărit la întâmplare pe străzi. Regăsind, ca pe un gust uitat, senzația de intrare într-o clipă durabilă, de la începutul studenției pe care o pierduse la moartea unchiului Ion. O vreme nu mai fusese decât un câmp îndoliat în care răsărise o plantă țepoasă. Obsesia egoistă să-și aibă singură de grijă. Nu observase când dispăruse obsesia. Poate atunci când a mers cu Petru să-și comande verghetele. Găsim de multe ori în text o anume prețiozitate de care probabil că Gabriela Adameșteanu nu-și dă seama întotdeauna. Este o anume lipsă de naturalețe. Dacă ar fi totuși să remarc ceva, ar fi titlul, care este bine ales. Și aici însă se simte un artificiu destul de infantil. De foarte multe ori în text apare cuvântul provizoriu, provizorat, câteodată ne la locul lui, senzația fiind că Gabriela Adameșteanu îl introduce acolo doar pentru că are obsesia justificării titlului. Din punctul meu de vedere, Provizorat este cu mult inferior celuilalt roman pe care eu l-am citit, Drumul egal al fiecărei zile. Deși, evident, între cele două texte există multe asemănări stilistice. Textul acesta este o combinație nefericită între o poveste fără forță și un stil potrivit mai degrabă unui registru administrativ al limbii. De multe ori avem senzația că citim nu un roman, ci un proces verbal.